Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB. Mă numesc Răducu Ursu, tranzacționez pe Bursa de Valori București din 2007 și în căutare de oportunități de intrare în piață folosesc doar analiza tehnică, în special Elliott Wave. În ultimul video postat pe canalul meu de YouTube, am primit o cerere de a face mai multe analize la mai multe companii listate la Bursa de Valori București și astăzi voi începe cu prima din lista dată și anume Rofarma Brașov, având simbolul RPH. Începem cu graficul weekly. Folosim și de un instrument ajutător. Observăm că trendul, deci întotdeauna încep cu graficul weekly, pentru că fiind pe bursă, noi vrem să ținem acțiunile cât mai mult timp și evident analiza o facem pe un chart sau pe un time frame mai mare. Față de Forex sau criptomonede, unde acolo se poate și specula. Deci pe graficul weekly observăm clar un trend descendent, fără urmă de îndoială, inclusiv acest micuț trend tot descendent. Deci deocamdată stăm cu minți. Mergem mai departe și ne uităm mai în detaliu la ultimul trend descendent, ultimul segment de preț din acest trend descendent. Observăm că tot prețul coboară. A coborât și este tot un trend descendent. Observăm aici o zonă de consolidare și ne gândim ce va face prețul în acest moment. Va urca sau va coborâ și pentru aceasta mergem mai departe. Coborâm pe chartul daily. Ne folosim din nou de un tool. Observăm în continuare pe daily trendul descendent. Dacă ar fi să folosim Elliott Wave, observăm că observăm valul că ar fi un valul 1, ABC valul 2, ar fi, să spunem, valul 1, sub valul 2, sub valul 3, sub valul 4, sub valul 5. Și aici ar veni valul mai mare 3, ar veni A, B, C și atunci ar veni 4. Și la ultimul segment de preț, ultimul val 5, începem iar numărătoare, ar fi 1, 2, 3. Și aici avem o mică problemă. Fie suntem aici în val 4 și val 5 și acest trend de pe graficul săptămânal s-a terminat, fie în acest moment, la subval 3, putem considera, datorită acestei consolidări, că suntem într-un subval 4 și prețul va coborâ sub această minimă, undeva pe la 0,19. Deci, în acest moment, avem două variante și este bine să așteptăm această consolidare, acest range îmi spune că șansele de a fi în subval 4 este foarte mare și atunci consider că este bine să așteptăm să vedem direcția prețului. Dacă prețul va coborâ, vom fi într-un subval 5 din 5, da? Asta să punem așa. Și atunci automat ideal este să intrăm long și să așteptăm, mă rog, long, sunt învățat cu Forex și cripto. Să intrăm la cumpărare, da? Și să așteptăm ca prețul să crească prin orizont de timp foarte mult, să dubleze, să chiar să tripleze, cum vom vedea pe graficul weekly, fie cam din această zonă, prețul, să, dacă prețul va crește și atunci ar fi în acest val 5, da, pardon, să spunem că aici prețul, trendul s-a finalizat, suntem într-un val 5, din acest moment va prețul va crește. Personal, eu aș aștepta o confirmare și anume cam în această zonă prețul aș intra la cumpărare dacă m-ar interesa acest emitent și să ne uităm până și unde, da?
mergem pe graficul weekly din nou, prețul poate să crească foarte, foarte mult din această zonă, să spunem, să crească, deci la 0,25 până pe la 0,8 ar veni cel puțin 300-200, deci dublăm, triplăm prețul banilor investiți, evident, într-un orizont de timp de ani de zile. Pentru cei care sunt interesați, aveți cele două variante, fie așteptați ca acest preț să vedem dacă această, dacă această consolidare este un subval 4 și el va coborâ, sau din această zonă prețul va urca. Cam aceasta este analiza mea în mare. Este o analiză sumară, dar esențială pentru a avea o idee despre o potențială evoluție a prețului. Eu v-am spus părerea mea, dumneavoastră veți decide. Și dacă v-a plăcut acest video și vreți să-mi urmăriți următoarele analize și oportunități de intrare pe Bursa de Valori București, dați click pe butonul abonează-te și apoi pe acest clopoțel pentru a fi notificat ori de câte ori postez un nou, un nou video. Vă doresc un weekend minunat și ne revedem în următorul meu video. Numai bine!